onoarea plăcerea să învăț în candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Sunt însoțit de o parte dintre colegii mei, echipa Partidului Național Liberal. Cu permisiunea dumneavoastră, am să rog pe domnul vicepreședinte, domnul deputat Laurențiu Loreanu, să facă o scurtă declarație, apoi domnul senator Eugen Țapu. Dacă mai aveți răbdare, fac și o mențiune finală de închidere. Vă rog, domnul deputat. Să rămână bună ziua, vă salut și eu. O zi luminoasă și la propriu și la figurat. Echipa Partidului Național Liberal își depune astăzi candidatura pentru funcția de președinte a Consiliului Județean prin domnul Mugur Cosmanciuc și consilierii Partidului Național Liberal, o echipă redutabilă, o echipă profesionistă, o echipă morală. Cred în acest lucru și echipa PNL va demonstra acest lucru. Este o echipă care va câștiga pentru toți cetățenii din județul Neamț, o echipă care se va implica în dezvoltarea județului Neamț, o echipă care va trece toate practicile de până acum, de promiscuitate, de păcălirea oamenilor, de inducerea în eroare în subsolul depozitării lucrurilor de care nu e nevoie în viață. Mergem cu credință în Dumnezeu, cu lumină, cu deschidere, o echipă pentru oameni, o echipă dintre oameni, o echipă care va fi victorioasă la sfârșitul acestei campanii, pentru că merge cu credință în Dumnezeu pentru bunăstarea nemțenilor și de respect pentru ei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul deputat, domnul senator. Bună ziua, vă spun și eu. După cum ați văzut, astăzi echipa Partidului Național Liberal și-a depus candidaturile pentru funcțiile de consilier județean și colegul nostru, Mugur Cosmanciuc, președintele filialei Neamț al Partidului Național Liberal, pentru președinția Consiliului Județean. Ce vă pot spune este că pe departe este cea mai bună echipă, formată din oameni onești, oameni care au probat prin profesionalismul lor și acoperă aproape toate domeniile, chiar toate domeniile socioprofesionale necesare, de la administrație, sănătate, educație, până la cultură și, evident, sectorul privat. Am ales în ultimele 45 de zile să ies în stradă și să merg să vorbesc cu oamenii. Și știți ce mi-au spus oamenii? Mi-au spus cam așa, majoritatea covârșitoare a oamenilor mi-au spus că s-au săturat de hoție, că s-au săturat de lipsă de discernământ, că s-au săturat ca banii lor de contribuabil să fie cheltuiți fără rost și o mare parte dintre ei să se întoarcă în buzunarele lui Arsenie și a coliților din PSD. Asta este realitatea obiectivă, realitatea necosmetizată. Un județ stăpânit de un baron local școlit la dreapta lui Dragnea, căruia nu i-a păsat niciodată de oameni și nici nu-i pasă de oameni. Singurul lui scop este să rămână cu orice preț la putere pentru a semna sute de milioane de euro. Am mare încredere în echipa noastră, am mare încredere că Mugur Cosmanciuc va fi viitorul președinte al Consiliului Județean și vă spun să aveți și dumneavoastră și nemțenii încredere. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe nemțeni, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnul senator. Dragii mei, astăzi Partidul Național Liberal și eu am făcut primul pas. Pe 27 septembrie, nemțenii și noi vom face pasul 2. Începând cu data de 28 septembrie, Consiliul Județean Neamț va avea o altă conducere. O conducere care va vorbi despre respect și bunăstare și care va oferi oamenilor respect și bunăstare. Județul Neamț este un județ cu un potențial extraordinar, turistic, spiritual, economic. Are nevoie însă de o conducere fermă, dar democratică, o conducere care să ajute fiecare cetățean să aibă posibilitatea să vorbească liber și să fie liber la el acasă și în județul lui. Are posibilitatea județul Neamț ca pe 27 septembrie să-și aleagă destinul și viitorul, pentru ca județul acesta, binecuvântat de Dumnezeu, să fie un model de dezvoltare în Moldova, un reper pentru Republica Moldova și în același timp să aibă modele de succes. Cluj, Brașov, Bihor sau în același timp să putem vorbi oricând de la egal la egal cu alte modele de provincie sau landuri din afară. Oameni buni, astăzi Partidul Național Liberal, noi,
Am construit o echipă din oameni vrednici. Oameni care fiecare dintre ei în activitatea profesională, în viața personală, sunt modele și repere în societate. Fiecare dintre ei, după cum îi vedeți, sunt oameni care în activitate și în viață au lăsat o impresie bună. Am pornit pe un drum al unei echipe care vrem împreună să dezvoltăm acest județ. Roman, Târgu și Piatra Neamț trebuie să fie un trio, un triunghi de dezvoltare. Dacă vorbim de transport, județul Neamț trebuie să aibă un transport care să fie facil pentru orice persoană și un master plan de transport. Dacă vor vorbi despre sănătate, județul Neamț trebuie să aibă spitale care să fie funcționale și care să ofere servicii de calitate. Dacă vom vorbi vreodată despre turism, vreau ca aici să vină oameni care să-și cheltuiască sume importante de bani și să se bucure de ceea ce a lăsat Dumnezeu pe pământ și ceea ce a construit omul prin istoria care a trecut în acest județ. Este un județ cu o valoare inestimabilă. Sunt obiective UNESCO, sunt obiective care trebuie să intre în patrimoniul UNESCO, dar au toate nevoie de o singură direcție, adică de o conducere pe care o voi asigura cu încredere, cu demnitate și cu respect față de dumneavoastră. Vă invit pe 27 septembrie să veniți la vot. Vă invit să aveți încredere în mine și în noi. Nu o să vă dezamăgim și o să vă respectăm în fiecare zi, așa cum am făcut-o și până acum. Vă mulțumesc, bunul Dumnezeu să vă dea înțelepciune, Doamne ajută și multă sănătate! Doamne ajută!